Bun găsit, doamnelor și domnilor, încă o zi a trecut, constatăm că lucrurile merg în linie dreaptă, așa cum acești guvernanți au promis. Nu găsim preocupări interesante pentru soarta României, nu căutăm oameni competenți, căutăm pupi în curiști și mi-asum ceea ce spun. De exemplu, o să vorbesc astăzi despre declarațiile ministrului Justiției Stelian Ion Mândru, că reușește să pună primul pas în ceea ce și-a promis, și anume să desințeze SIJU și urmează să modifice și legile justiției. O să vorbesc și despre Oana Stănciulescu, parcă o cheamă, cea care a fost propusă acum să se ducă la CNSAS de către președinție. Spun acest lucru pentru că dacă urmăriți activitatea jurnalistului, pentru că noi când ne intitulăm jurnaliști spunem că suntem obiectivi, pentru că asta presupune că să facă muncă un jurnalist, să critique puterea, să vină cu argumente, să caute unde lucrurile nu sunt în regulă, să informeze corect cetățeanul, pentru că până la urmă presa, sau așa ar trebui să fie, sau ăsta ar trebui să fie rolul presei. Nu am pretenție că știu foarte mult ce înseamnă rolul presei, dar ca om care urmărește știrile și sunt angrenat în activitatea aceasta de urmărire, mai fac aceste pastile, pot să constat că sunt jurnalist și jurnaliștul. Această doamnă este cea care a sărit în barca PNL a lui Klaus Iohannis și pe unde s-a dus, puteți să urmăriți toată activitatea domniei sale, o să vedeți că este anti-PSD, indiferent ce face PSD, și pro-Iohannis. Deci vă dați seama, Klaus Iohannis nu numește acum pe Oana Stănciulescu la CNSAS pentru că este o specialistă în ceea ce înseamnă munca aceasta. Că probabil că nu o vedeți pe Oana Stănciulescu intrând în arhive, studiind, căutând lucruri de istorie, că dacă ar fi vrut să numească un om competent, ar fi căutat un istoric în principal, care să înțeleagă ce e cu sistemul comunist, ce e cu acea poliție politică, ce înseamnă securitatea, care sunt legăturile și așa mai departe. Adică un om competent care, atunci când dă aviz pe un subiect, pe o propunere de genul acesta, știe despre ce e vorba. Altfel, este o sinecură politică pentru 6 ani, în care doamna care este propusă acum, trebuie să vedem dacă este validată, dar Klaus Iohannis sau cei membri aceia din comisiile juridice nu și-au pus întrebarea dacă doamna aceasta este competentă. A venit de la măria sa Klaus Iohannis, ce mai contează, competentă, necompetentă, da, să trăiți, o votăm, mergem mai departe, Doamne ajută, să mergem cu ea la CNSAS. Cam asta este încă o dovadă clară de cum se face politică în România. Vrei să ajungi într-o funcție de secretar de stat, pentru că doamna Oana Stănciulescu va ocupa o demnitate de secretar de stat. Vrei să ajungi secretar de stat, vrei să ajungi ministru, critici ceea ce spune președintele, lauzi ceea ce face președintele și în felul acesta nicio problemă. După ce te faci, te umpli de penibil, pentru că nu poți să te numești jurnalist făcând lucruri de, mă rog, știți că domnia sa a mai fost propusă și în Consiliul de Administrație al TVR, dar la protestele multor, chiar și din vechiul PNL, să zic așa, PDL, chiar și la protestul ambasadei Israelului s-a retras acea candidatură, pentru nu intru acum în dacă a negat, n-a negat Holocaustul și așa mai departe, că deja după ce l-ai demis pe Bioza, vii și o propui pe Oana Stănciulescu, te gândești în felul următor, păi criticăm pe ea de stânga, dar ăștia care sunt cu dreapta, extrema dreaptă, sunt în regulă și nu trebuie să ne facem griji. De aceea, subliniez încă o dată, este o numire politrucă, politică, în care Klaus Iohannis are grijă de uneltele sale. O să vină toți cei care înțeleg să facă presă, pentru că de aceea și calitatea presei noastre se cam duce și probabil vă uitați și la televizor și vreți să urmăriți analize, dar vă uitați la fața jurnalistului și știți practic ce urmează să spune, pe cine trebuie să atace, de cine nu trebuie să se ia. Să vedeți că cu toată penibilitatea sa, Klaus Iohannis nu este atacat și nu se pune problema, domne, dacă avem un președinte care n-a dat interviu pe bune niciodată de când e președinte în 7 ani,
nu l-a întrebat nimeni, totul este controlat și așa mai departe și ne așteptăm ca presa să fie o presă în adevăratul sens al cuvântului și să nu aibă mamă și să nu aibă tată. Așa că numirea acestei doamne, care nu știu cu ce s-a remarcat în activitatea domniei sale, să o duci la CNSAS, îi va folosi lui Klaus Iohannis pentru a lua pulsul, a vedea ce se întâmplă acolo, dacă îi interesează și dacă este să se voteze pe un anumit verdict, să răspundă la comandă și doamna să fie și domnia sa fericită. Știți că a susținut mișcarea Rezist, a fost în jurul lui, era să zic, lui filozofului, dar filozofului fără operă, Mihai Șora, că dacă vedeți, el s-a remarcat în perioada aceasta cu Rezistul ca omul care a criticat și e filozof. Dar dacă stați să vă gândiți puțin mai mult și să vă aplicați, domnule, filozoful ăsta, ce a scris, ce operă are, nu o să vă fie ușor să descoperiți ceea ce a scris Mihai Șora. Nu mai zic că el, când a fost ministru educației, pentru că el s-a dus, s-a proptit acolo și a zis că vrea să fie ministru educației și Iliescu, ca să tempereze lucrurile, l-a numit ministru educației, deci el a făcut parte din guvernul Orman, din primul guvern post-decembrist, care era împreună cu cei din FSN și cu Iliescu și așa mai departe, după care la 29 de ani, 30 de ani, a trecut de dreapta, nu mai zic de activitatea domniei sale cu Ana Paucăr și așa mai departe. Deci un descurcăreț. Când a fost prima mineriadă, domnul Mihai Șora, în calitate de ministru al educației, avea în piept pusă o insignă în care scria Sungolan. Deci ministrul educației avea o insignă în care scria Sungolan. Și domnul acesta, care, mă rog, a fost susținut și, vedeți, doamna Stănciulescu s-a preocupat să-l promoveze pe unde a putut și la toate emisiunile pe unde s-a dus, cu direcție anti-PSD și pro, mă rog, știți cum este. Dacă așa ajungem să ne promovăm oamenii sau poate reușește de data aceasta să ajungă secretar de stat la CNSAS, o să vedem în felul următor. Bun, dar care este rolul jurnalistului? Trece la putere? Intră în politică? Se întoarce în partea cealaltă? Dom'le, în mod normal, dacă ești jurnalist și așa și îți faci cu pasiune meseria de jurnalist, rămâi jurnalist. Dacă nu, te duci în politică și pierzi, câștigi, asta este. Nu poți să fii și. Pentru că atunci ești un om care nu ai coloană, te schimbi după cum bate vântul, iar în ceea ce privește condițiile de muncă de la CNSAS, sala, e o sală care nu are. Eu, de exemplu, mi-am făcut la un moment dat cerere să merg să studiez în arhivele CNSAS, acum din cauza condițiilor să nu funcționează, dar înainte când era să funcționeze, nu găseam loc. Adică să-i dai un sediu ok, propice, să-i dai o sală de studiu mare, să dezvolți tot ce ține de această instituție, să o aduci în secolul 21, da, e o preocupare poate a președintelui Klaus Iohannis, dar vă dați seama că el are acolo o listă, ăștia sunt jurnaliștii mei și acum îi recompensez. Vedem ce va propune președintele la TVR, la radio și așa mai departe. Dar până atunci a venit doamna Stănciulescu, că a așteptat destul domnia sa, a criticat, a înjurat, a fost cu Nicușor, a fost cu Klaus Iohannis, a fost cu PNL, a fost cu USR, a fost cu toți ăștia, tocmai pentru a obține o sinecură. Și uitați, e pe cale să o obțină cu răsplată venită din partea, așa, al Klaus Iohannis. Încolo de asta, astăzi s-a mai întâmplat un lucru interesant și anume a intrat în linie dreaptă desfințarea SIJ. Eu tot v-am spus că ministrul acesta al justiției, care nu știu ce viziune are, el se declară om de drept, avocat, a avut, știți că eu tot am spus aici, toți ambasadorii care au trecut pe acolo le-a spus că desfințează SIJ-ul, că desfințează, schimbă legile justiției, nu știe, e clar nu știe de ce, dar merge în continuare cu desfințarea și că așa s-a convenit. Și a declarat astăzi că, în primul rând, observăm că suntem în linie dreaptă cu desfințarea secției speciale. Am promis că vom desfința secția specială, secția specială va fi desfințată. Bravo! Cel mai bun proiect era cel trimis de guvern. Vă dați seama,
aici, domne, nici nu putea un alt proiect să fie mai bun decât cel trimis de șeful său și de către guvern. Guvernul acesta este Dumnezeu. Deci, domne, că spune, el care e om de drept și știe cu vorbele că așa se laudă, are chestia asta, cel mai bun, cel mai bun proiect era cel trimis de guvern, cel susținut de guvern, de premierul Florin Cîțu și trimis către Parlament. În Parlament legile trec cu majoritate. Bravo, domnule ministru, bine că ne-a spus asta și bine că ne-a specificat că legile trec cu majoritate, că altfel nici nu ne întrebam cum dracu trec legile în Parlament. În Alianță nu a fost agreată această variantă și nu ar fi trecut, regret, din pricina faptului că UDMR-ul a spus și astăzi explicit în ședință solicita garanții suplimentare pentru magistrați, garanții pe care eu personal nu le-am considerat utile și nici binevenite. Ce garanții, domne, magistrați? Adică nu vă e rușine? Mă rog, de asemenea, foarte mulți magistrați nu le-au solicitat. Și concluzionează că, punând în balanță opțiunile pe care le aveam în prezent, consider că este foarte important să fie desfințată această secție specială. Nu ne-a spus ce va fi în loc, laudă DNA-ul, pentru că, mă rog, DNA-ul e Biblia domniei sale, CSM-ul va fi un fel de parlament, cum e la parlament, în care ceri de ce se dă, mă rog, imunitate și se dă, se ridică sau nu acest lucru, așa va fi și la CSM și, mă rog, lucrurile intră în linie dreaptă, se vor schimba lucrurile, pentru că, nu e așa, uitați, ne spune Stelian Ion, acum câțiva ani s-a înființat această secție cu multă emoție. Deci secția s-a înființat cu multă emoție. Domnul ministru, care spune că este un om de drept, este avocat. Deci secția s-a înființat cu multă emoție. În general a fost emoție negativă, deci vedeți, specifică și emoția. Au fost discuții aprinse. Cert este că această secție nu este absolut deloc eficientă, că bazele pe care au conceput această secție au fost fundamental greșite. Varianta cea mai corectă, mă rog, mai spune acest lucru și așa o ține cu cea mai corectă, nu varianta corectă, cea mai corectă. Și mă rog, președintele în alt curs de casație și justiție, cât și al CSM au părăsit discuțiile pentru că au zis că este o discuție politică și consultările acestea sunt de formă. Cu alte cuvinte, nu are rost, justiția va fi făcută după chipul și asemănarea lui Klaus Iohannis, al lui, mă rog, era să zic al lui Ludovic Orban și Florin Cîțu, dar mi-am dat seama că sunt pion și am zis să mă opresc aici. Așa că până mâine seară, vă doresc toate cele bune, la revedere!